Eram în Târg la Bacău și își cumpără unul capaciu la mașină. Povestesc 20 de ani în urmă, da? Și-o cumpăra capaciu, pune trei capaci din fel, unul de altfel. Toți, domnule, ia capacele, le strânge. Eram la rând, la mici. Se duce ăla, bă, nu te treacă, am cumpărat un set de capaci, trei din fel și unul fel. Dar ăla relaxat, dar ce are, mă, să mușc între ele? Băi, acum n-are, să zic, ce are, mă, să mușc între ele? Stau separate, mă. Salut, Marius. E bine că am început podcast cu o glumă bună, oricum. Știu că acum există o problemă a secolului, să zic așa, pe lângă celelalte probleme de sănătate mai grave. Să zicem, una dintre ele ar fi burnout-ul. Spune-ne, te rog, cum apare burnout-ul sau cum ne dăm seama că ajungem la un burnout? Asta este partea tricky în burnout. Că nu-ți dai seama când ești în burnout. Partea tricky este că te trezești atât de epuizat într-o zi încât nu mai ai chef de nimeni. Când zic nimeni, nimic. Dar asta nu înseamnă că te-ai trezit. Asta înseamnă că ai ajuns acolo unde toată lumea spune că se cheamă burnout. Da? Deci mă gândesc că toată chestia asta vine și poate din întâmplările de zi cu zi prin care treci în fiecare zi. Jobul poate fi un alt factor care poate duce la burnout, mă gândesc, nu? Sau cred că poate și viața de acasă, dacă e stresantă sau, nu? Tot ce înseamnă traumă emoțională sau reflex exagerat emoțional, tot ne influențează. Ne influențează la început puternic, după aia noi încercăm să fugim de emoții. Cum încercăm să fugim? Să nu ne mai gândim la ea. Cum facem asta? Nu știu. Încercăm să facem mai mult sport. Încercăm să bem mai mult. Alții consumă mai mult alcool, alții fumează mai mult, alții se apucă de sporturi extreme, da? Ca să poată să uite cumva, să treacă peste partea asta. Dar, sau să muncească mai mult. După aia începem să muncim mai mult. Muncim mai mult. Nu mai avem timp, lumea ne zice că nu ești bine, trebuie să te tratezi, n-am timp, timpul ne spune că n-avem timp și așa mai departe, noi nu avem timp. Noi, dacă gândește-te, acum, întreabă pe toți prietenii tăi, spune-le să meargă să-și facă un consult, simplu, n-am timp, când, la ora aia, la ora aia nu pot să vin. Da? Da, corect, că n-am timp. N-am timp, da, nu, la ora aia nu pot să mă duc la ora aia, la altă oră. Da, dar asta este pentru noi și continuăm, așa, continuăm. Până se epuizează tot ce înseamnă resursă, până se epuizează tot ce organismul nostru putea să facă până atunci. Dacă până acum noi dormeam 7 ore pe noapte și ne trezeam dimineața fresh și puteam să începem o zi continuu de dimineața până seara, să zic bubuială, acum ne trezim după 10 ore de somn și spune că n-am dormit destul, ba am avut o pernă mai strâmbă, ba m-a tras curentul, ba... Am căutat poate orice scuză doar, să, exact. Doar pe aceea care e de fapt cea reală, de fapt nu o vedem. Există șanse de tratare sau cum îl putem noi trata mai exact? În primul rând trebuie să le identificăm. Asta este o cauză. Prima cauză este identificarea burnout-ului. Pentru că noi, gândește-te, suntem ca o pernă pe față. Când avem o problemă și nu-i găsim soluția, de obicei ne dăm un pas mai în spate și ne uităm din ansamblu. În burnout e atât de dificil încât trebuie să te dai mulți pași în spate și este posibil nici atunci să nu vezi că tu ești într-o problemă. Da? De asta ne spun de multe ori prietenii, măi, ai ajuns, te-ai schimbat, nu mai faci lucrurile la fel, ești mai irascibil, ești mai nervos, nu mai răspunzi cum răspundeai înainte. Da? Calitatea prieteniilor, să zic așa, se schimbă și ea, da? Pentru că tu, nemai fiind acolo, ceilalți se răcesc cu tine și te enervează și asta mai tare, că nici măcar când ție ți-e rău, prietenii nu sunt lângă tine. Dar tu ai schimbat tot cercul ăsta, tu ai făcut aia, tu ești cauza, da? Dar tu nu-ți dai seama. Deci primul factor este să le identificăm, măcar să ascultăm, da? Am ascultat și încercăm să facem ceva. În primă fază să încercăm să ne uităm, să vedem care este cauza, da? Prin metoda PDTR ce facem noi, eu zic că ajutăm foarte mult pacienții, zic pacienții prin recenziile pe care ni le dau după terapie. Pentru că PDTR-ul ne lasă să ajungem acolo în mintea subconștientă și să reglăm parte din reflexul exagerat, corectând
toate disfuncțiile astea, corectând disfuncții din traume, din traumatisme, da? Corectându-le, e ca și cum ai avea un telefon. Înțelege, ai un telefon și când îi deschizi foarte multe aplicații, el nu mai funcționează. De ce? Nu mai are RAM destul, da? Se încarcă tot softul. Dar când închizi fiecare aplicație în parte, el începe să funcționeze mai rapid. Așa suntem și noi, da? Așa reacționează și corpul nostru. El nu mai are resurse, pur și simplu nu mai are. Un lucru care înainte ne se părea banal, nu știu, să alerg 20 de minute, acum nu poți să mergi pe jos nici până la piață. Da? Asta face PDTR-ul. Da? El găsește disfuncția și o corectează. Pentru că este o problemă în a trimite informația către creier, creierul să o proceseze și să-ți trimite un răspuns. Dacă tu îi dai o informație greșită, el o să-ți dea un răspuns greșit. Primind foarte multe răspunsuri greșite, el nu o să înțeleagă ce este cu el. Este ca și cum dai exemplu unui hotel. Eu vreau să mă cazez la hotelul X. Da? Cineva mă sună de acolo și zice, băi, am fost la hotel și este închis. În două minute mă sună altcineva, du-te bă, că eu sunt în hotel. În alte două minute scrie în ziar că hotelul ăla este închis de 2 ani de zile. Acum mă sună altcineva că abia iese din hotel. Care informație să o iau eu? Care este cea corectă? Așa sunt și informațiile pentru creierul nostru. Da? El nu mai înțelege ce se întâmplă, nu înțelege care e partea reală, care nu e partea reală, pentru că tot ce este emoțional este la noi în cap. Da? Este în funcție de trăirile noastre trecute. Deci să înțeleg că practic noi suntem, cumva avem și un fel de, să zic în ghilimele, un chip de stocare a problemelor, care cândva, la un moment dat, vor refula. Care, într-un final, vor duce poate, într-adevăr, pe undeva chiar și la un burnout, nu? Sau poate să fie o cauză care să ajungă la un burnout. De fapt, sunt două chipuri. Este un chip care ține informații foarte multe, mintea subconștientă, da? Dar nu poate să le exprime. Unde noi ținem minte exact ce s-a întâmplat, cum a făcut să sufăr. Fiecare emoție care am avut-o, că este legată, de cele mai multe ori sunt legate de copilăria mică, da? Cum m-a făcut să sufăr. Acolo se adună foarte multe informații, dar nu poate fi exprimată. Da? În mintea conștientă sunt informațiile, noi le mai uităm, da? Dar putem să le exprimăm. De asta de multe ori se întâmplă ca dacă cineva să-ți explice o poveste în care și tu ai fost implicat, nu știu, am fost la un grătar și el îți mai explică încă o dată cum a fost, tu să spui povestea cum a spus-o el. Nu că tu minți, dar mintea ta conștientă cumva adaugă informații. Am înțeles. Acum e o întrebare care observ din ce în ce mai des acest lucru, îl văd poate din ce în ce mai des și prin social media și prin cunoștințe și prin, adică mi se pare că devine din ce în ce mai deasă fraza asta, cred că ești în burnout. De ce chestia asta apare practic din ce în ce mai des în perioada, să zicem, vieții noastre actuale? Adică întreb asta, mă gândesc că poate în trecut nu știu dacă exista atât de multe cunoștințe despre burnout, dar dintr-o dată observ că parcă din ce în ce mai multă lume prezent au această problemă. Știi cum e? Este cum e și cu cancerul. Înainte nu știai că mori. Se murea foarte multă lume, dar nu știa că moare de cancer. Știi cum e? Și înainte erau. Și înainte erau depresiv. Nu erau așa de multe pentru că nu este ca acum, în secolul ăsta, a vitezii, în care toată lumea aleargă după ceva. Aleargă după ceva, nu știi, dacă intri, nu știi după ce aleargă. Da? Toată lumea e să facă, să rezolve, să ajungă în timp. Paul spune că n-avem timp, iar exact, iar ajungem aici. Și uităm de priorități. Da? Noi alergăm după bani, casă, ce să facem cu banii? Să avem o viață relaxată, da? Noi ajungem să alergăm după bani, viața relaxată a dispărut de foarte mult timp. Am pierdut scopul. Noi pierdem scopul. Da? Alergând atât de mult și având, iar, nu știu, probleme, să zic, cu emoționale, un deces, probleme la serviciu, stres, toată lumea pune pressure, toată lumea faci așa, tu nu mai faci ce vrei tu. Adică tu nu mai faci ce ție ți-ar veni prioritar. Și zic așa că burnout-ul este un cuvânt greu, doar din punctul meu de vedere. Greu înseamnă că atunci când ai ajuns la burnout, chiar știi că ai ajuns la burnout. De multe ori noi suntem aproape de limită, adică pacienții care vin în coace sau așa sunt aproape de limită, se îndreaptă încet și sigur către. Da? De asta mie îmi place să vorbesc cu ei după o perioadă, când spune că
nivelul vieții s-a schimbat, că acum fac mai multe task-uri, că acum dorm bine orele care le dorm, că pot să mă organizez și cu copiii, că nu mai am probleme de oboseală de asta care apărea pur și simplu fără să fac nimica. Mă simt obosit. Dar ce ai făcut nimic, dar s-a obosit. Da? Bun, există, acum mai am așa o întrebare, am o întrebare pentru cei care nu sunt în burnout, sau cel puțin nu știu că sunt în burnout, da? Pentru că exact cum spuneai mai devreme, de cele mai multe ori nu vom ști noi, vor ști cei de lângă noi că noi suntem într-un burnout, prin poate iritabilitatea noastră și așa mai departe. Dar există vreun mod de întreținere încât să nu ajung la acel burnout? Sau există anumite programe, întreb acum și dacă există în cadrul clinic anumite programe care să mă facă să nu ajung până acolo? Bun. Aici este ca mersul pe bicicletă. Dacă am învățat să condus, să zic așa, dacă am învățat să conduc rău, o să conduc rău o viață. Da? Conexiunile astea neuronale trebuie să le schimbăm. La un moment dat, dacă vedem că noi mergem cu mașina rău și avem numai accidente, da? Trebuie să schimbăm ceva în asta. Da? Adică, nu știu, am calitatea vieții proastă pentru că în fiecare dimineață când mă trezesc, nu mănânc, mă apuc de băut alcool sau, nu știu, pe stomacul gol sau orice altceva. Da? Dacă eu n-am să schimb asta, dacă eu n-am să schimb cauza, n-am să găsesc alt răspuns. Da? Așa e și aici, dacă, noi nu, dacă vedem că ne îndreptăm într-o parte care nu este tocmai prielnică pentru noi sau mie nu-mi place cum am ajuns, dacă eu nu schimb obiceiurile, bad habits, dacă nu le schimb, n-am să găsesc rezultate bune, da? De asta, schimbând, putem să începem cu asta, schimbăm obiceiurile proaste. Nu este ușor, chiar nu este, dar nici imposibil, da? Schimbând obiceiurile proaste. În al doilea rând, pacienții când vin la noi, noi putem să grăbim asta. Când spun grăbim, chiar este, da? PDTR-ul ce face, cum am spus mai devreme, șterge erorile. Da? Ajută la scăderea sistemului exagerat emoțional. Da? Și se vede. La pacienți chiar se vede. Marius, mersi mult de tot de aceste informații. Sper că îi ajută și pe urmăritorii noștri toate informațiile, pentru că, exact cum am spus, este o boală foarte întâlnită a secolului nostru, al secolului vitezei, care viteza, exact cum spuneai, poate o definim prin timp și ne întoarcem exact la ce ai spus mai devreme, timpul ne arată că nu avem timp. Știi? Mă gândesc că poate unii dintre ei se vor, nu știu, vor crea poate o întrebare și poate vor veni și vor pune o întrebare, totuși dacă simt că sunt aproape de acel fund de sac, să zic așa cum spuneai mai devreme. Claudiu, în încheiere, eu am să zic așa, noi suntem ca niște mașini. Hai să nu ne coborâm la niște mașini, ne urcăm. Luăm exemplu unei mașini de 500.000 de euro. Da? Îți cumperi mașina de 500.000 de euro, dar tu nu te duci cu ea la revizie. În primul rând că nu ai timp, da? Pentru că ca să faci, să ai o mașină de asta, ai foarte mult de lucru. Da? Bun. În al doilea rând, pentru că e mașina nouă și frumoasă, ce se întâmplă cu mașina aia dacă tu nu te duci la revizia de 30.000 de kilometri? Aproape nimic. Dar dacă nu duci la ea de 60.000, aproape nimic. Dar dacă nu duci la ea de 90.000, începi să scârții, chiar dacă e mașină de 500.000 de euro. Da? Nu te duci la ea de 150.000, ai să auzi motorul. Nu te duci la ea de 200.000, n-ai să-l mai auzi. Da? Așa da. Suntem și noi. Da? Nu faci nimic, da? Nu te întreții, nu faci sport, nu citești ca să menții creierul, nu faci ceva pentru tine. Ce se întâmplă? Nu se întâmplă pentru o perioadă, că ai resurse, da, ai resurse, duci, o perioadă foarte bună, dar după aia scade calitatea vieții, nu îți dai seama, n-ai, așa da, pentru că poate se întâmplă în timp și atunci nu realizezi că, exact. Adică se poate, în timp poate să însemne și 6 luni de zile, dar pentru tine nu este după aia când nu de azi pe mâine, da, corect. Deci după aia când nu se mai aude nimic, atunci chiar s-a încheiat și atunci e greu de ieșit. Gândește-te că dacă tu ai o mașină și o întreții cu toate serviciurile odată la o perioadă, cum facem și noi, de exemplu, în clinică. Noi în clinică ne tratăm între noi, nu știu, să zic, la 4 săptămâni, la 5 săptămâni o ședință. Da? Nu mă doare, nu am o problemă, dar mențin, da? Mentenanță, mențin, întreținere. Da? Dacă n-aș face asta, cum aș putea eu să tratez atâția pacienți? Da, corect, pentru că undeva poate vei ajunge să identifici la un dat chiar cu problemele lor, ținând cont că tu nu-ți faci, practic, partea ta de întreținere, să spunem,
Și atunci, da, cred că la un moment dat ajungi la nivelul în care devin nervos și ajungi la chestia când colegii pot să zică, mă, tu ai ajuns în burnout, dar tocmai pentru că, da, nu ți-ai făcut o întreținere, cel puțin regulată, exact cum spuneai, exact ca la o mașină. La un anumit timp sau anumit kilometri, în cazul mașinilor, nu ai făcut acea întreținere și atunci, da, ajungi la punctul ăsta. Exact despre asta este vorba. No. Mersi mult de tot. Să fii sănătos.